Datele obținute exclusiv cu privire la prezența unor membri ai galeriilor cluburilor sportive la protestul din centrul capitalei au fost transmise operativ instituțiilor legal abilitate, respectiv Inspectoratul General al Poliției Române, Jandarmeria Română, Serviciul de Pază și Protecție, a transmis SRI. Instituția a reiterat informația potrivit căreia are competențe pentru obținerea de date necesare prevenirii și contracarării activităților extremiste. Miercuri seara, Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan declarase că nu a primit informări de la servicii că la meeting vor exista provocări.